Vino la Next între 7 și 13 aprilie la Cinemateca Eforie și Orange Concept Store. Motherfucker. I love Sarah Jane. Filmul te plasează într-un univers ăsta de ficțiune. E o lume, nu știu, apocaliptică, post-apocaliptică. I told you to keep it locked. If I let you in, will you promise me to keep the fucking door locked? Promise me. Niște tineri care cumva au supraviețuit și filmul vorbește, de fapt, despre violență. Și despre, cumva, justificarea și justețea, dacă vrei, a violenței. What you gotta get for me now? Este zombie ăla care este tatăl fetei, este tatăl Sarei. În paralel mai e un alt personaj care este extrem de violent. Sarah Jane este o ființă angelică, așa să zicem. Te gândești, domne, de fapt cine este violent? Ea este violentă că și-omoară, dă cu lopata în cap tatălui? Sau tipul ăsta care este realmente agresiv? Te gândești unde de fapt ne aduce viața? Te pune cumva să te repoziționezi apropo de violență, știi? Părinții noștri sunt niște zombi, sunt și niște oameni minunați, sunt și nu știu ce, dau și ceva de zombi, adică au ceva de ucis în ei. Fiecare dintre noi avem ceva de ucis în noi, nu suntem oameni perfecți. E de ucis acel zombi din aproapele meu? E de lăsat așa? Trăiești cu zombiul din aproapele tău? Cât îi permiți zombiului din tine să existe, cât îi permiți zombiului din cel de aproape, din aproapele tău să existe? Eu nu-mi permite nimica să mă sinucid. Asta este, nu? N-am dreptul ăsta. Deși aș fi făcut-o de multe ori. E provocator filmul așa. E un film, cred eu, care vorbește în primul rând despre singurătate. Mai concret așa, singurătatea unei femei de serviciu, dar cumva se generalizează, știi, și te duce la singurătatea femeii în general, la un moment dat te duce la singurătatea omului. Genul ăsta de filmare, de, mă rog, manieră de a face filmul, atrage publicul, îl face foarte atent. Și atunci fiecare gest devine foarte important. Momentul forte este întâlnirea dintre cele două femei în jurul acelui dildo. Femeia asta, de fapt, e o femeie singură, boeroaica, să zicem așa, este și ea o femeie singură și noi suntem niște oameni singuri și așa mai departe. E remarcabil la film că te provoacă așa, că provoacă gândul ăsta în noi.
Vino la Next între 7 și 13 aprilie la Cinemateca Eforie și Orange Concept Store.